Ce? Au. Alo, poliția? Să trăiți, da. Aș vrea să fac și eu un autodenunț, da. La mine în sufragerie se află un bărbat inconștient. Da, nu inconștient din ăla care nu știe ce face. Inconștient din celălalt, da. Da, care nu deschide ochii. Cum mă cheamă pe mine? De ce cum mă cheamă? De ce l-am omorât eu? Măduță, du-te la tine în cameră și încuie-te pe dinăuntru și spune-i lui mătata dacă vine să se încuie și ea în bucătărie, că din moment în moment trebuie să pice poliția. Aoleu, mascații! Păi ce, tată, ce naiba? Am tras și o singură dată pe nas și deja s-a aflat. Pă, cine m-a turnat? Ce mascați? Ce nas? Nu vezi ce belea a căzut pe capul nostru? Eu i-am anunțat. Ăsta era tată? Da. Tată, era să fac pe mine de frică. Ăsta e Corinel, tată, eu l-am invitat. Cornel? Care Cornel? Păi și l-a invitat să moară la noi aici în casă? Tată, nu e Cornel, e Corinel. Iar el a țipit un pic, nu vezi ce exagerezi lucrurile așa? Doarme? Uite ce frumos doarme, mânca la noi. Hai să facem ceva, să fac cunoștință cu el. Hai, vrei? Tată, da? Acesta este logodnicul meu, Corinel. Adică logodnicul meu? Tată, logodnicul meu, nu al tău. M-am mărit cu el. Corinel e plin de bani. Tată, eu l-am ales pe el, crezi că așa, aiurea în tramvai? Eu mă pricep să mă îndrăgostesc. Păi trebuie și l-ai ales pe ăsta. Păi ăsta e mai bătrân decât străbunică tu. Măi, măduță, mă, tu ești tânără, frumoasă, talentată, mă. Meriți mai mult. Știu că merit mai mult. Tocmai asta era. El mi-a promis mai mult decât mai multul pe care îl merit eu. Eu, isteață, cum mă știi, am să obțin de la el mai mult decât mai multul pe care mi l-a promis el. Și în plus, tată, nu înțeleg. Tu ai ceva cu oamenii ăștia mai maturi, așa? Nu te-ai uitat în ultima vreme în oglindă sau ce? Nu. N-am nimic cu oamenii mai maturi, dar, mă rog, trebuia să fie ales și tu un boșoroc, adică un bătrânel mai frumos. De ce nu te-ai lipit de un Sergiu Nicolaescu sau eu știu, de Florin Pierță? Tată, ea sunt din cartea de istorie. Corinel al meu, e mai frumos ca toți ei. Ușelul, mamă. Tată, eu am uite. Hai mai bine să ieșim cu toții la o plimbare. Și poate și mâncăm ceva. Mâncăm! Auzi, tata? Aoleu! Ia uite ce mașină bengoasă are Corinel al meu, a? Așa. Poate Corinel al nostru, că m-a cocoșat că l-a cărat în spate de la etajul 10 până aici. Aoleu, cum face niciun rabat de la mâncare asta? Păi hai să intrăm o mașină! Hai, mă! Băiată! Mai vreau! Măduță? Da, tată. Ia uite ce băiat chipe și înalt, voinic, a? Ce zici de el? Tata, amărâtul ăsta de ospătar. Am spus cu tată mereu că eu merit mai mult. Așa e, mai mult. Îmi vreau mai mult. Îmi e poftă. Auzi, Măgduțo? Da, tată. Ai văzut băiatul ăsta? Ce drăguț e, ce atent e. Și are și dinții în gură. Papa, amărâtul ăla de șofer, tată? Da. N-ai spus tu mereu că eu merit mai mult? Așa e, da. Mamă. Doamne, ce vilă are Corinel al meu, vezi? A. Să știi că mai are una și la Sinaia. Și mai are încă una, nu știu pe unde, tot cu aia se termină. A, ce să zic, fata, tati, dacă zici că are vile la aia... Înseamnă că o să fii bogată. Auzi, da, o să fii și fericită? Tată, cum să nu fiu fericită? Fii atent. Buddy? Buddy? Buddy, dragul meu, ocupă-te tu puțin de Corinel, du-l la locul lui și întoarce-te repede să te prezint lui tăticul, da? Thank you.
amărât de bodyguard. E plin de mușchi și să știi că altceva în afară de sex nu știe să facă. Să nu știu, că să fiu foarte fericită, tati. Foarte fericită. Hai să vezi. Vai, mă duc. Fata, tati, ce s-a întâmplat? Dar ce-i cu tine acasă? Tăticule, tu ai avut dreptate, tăticule. Am greșit enorm. Tu ai avut dreptate. Dar ce s-a întâmplat? Te-ai certat cu Corinel? Care boșorogul ăla? Da. Adică tu crezi că aveai tupeul să se certe cu mine după ce că l-am luat de bărbat la 100 și ceva de ani? Direct din antichitate, mă. Păi și asta că v-ați dezvărțit, l-ai părăsit? Ca să spun drept, el ne-a părăsit pe noi. Jigodia. M-a prins într-o zi cu Buddy, știi tu. Și nu i-a mai rezistat inima. Prin ce a trebuit să treci tu? Și ce o să te faci tu acum singurică? Cum adică singurică? Băieți! Tăticule! Nu ai spus tu mereu că eu merit mai mult? Ți-i prezint pe logodnicii mei. Să rămână, tată socrule!